Este bine? Un pic, un pic, un pic, un pic, stați. Bine ați venit, guvernamenti. Mă bucur tare, mă bucur tare, mă bucur tare. După mulți ani de-ați adus. O să vi-l prezint pe Cosmin, este domnul viceprimar. Da? Menopauza. 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 Pauza. Menopauza. Suntem putem să la ce de mult atunci când ajuns la 50 de ani, oamenii cred că acesta este sfârșitul vieții tale. Prefie o bată de ședință, da? Colegele mele mă așteaptă cu ca pe un adevărat dărmăriște. Vă rog. Bine v-am găsit! Bine ați venit! Bine ați venit! Părinții noștri din Dărâmă, este așa? În fața lui Mihai. Mihai? Da. Nepotul. Iată, deci strănepa. Și strănepata a venit, da. Da, deci. Bine ați revenit. Sunata. Și-a venit și familia. Bine ați venit. Părintele ia colega mea și le ia colega mea și florile și haideți încet. Părintele Alexandrescu. Sau pe masă, în față. Pe masă, în față, la doamne. Acum. Nu face vedere după 16 ani. Părintele de la Lapoș. Am înțeles că vreți să vizitați biserica din Lapoș. De cât? Da. Da? Da, da. Vă așteptăm. Părintele păstorește și vă așteptăm. Florin. Bine v-am găsit! Bine-am găsit! Mariana! Mâna mea dreaptă pe Facebook! Mâna dreaptă! Mâna mea dreaptă! Haideți să-l aplaudăm.
sunt onorat și suntem onorați că l-avem aici alături de noi pe unul din fiii Gărmăneștiului, părintele Dumitru Ichim. Haideți să-l aplaudăm și să... să-i dorim sănătate și să fie alături cu inima mereu de această comunitate. Vă propun înainte de a începe activitățile să începem cu rugăciunea Tatăl nostru. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel lucrat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea cucernice, Părinte, binecuvântați! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, binecuvintează România, Canada și toată Valea Trotului și prietenii mei de pretutindeni și lacrimile mele vă întâmpină și bine foarte greu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bine v-am găsit și mă scuzați că sunt atât de emoționat. Mulțumim, Părinte, pentru cuvintele frumoase și pentru emoțiile pe care le trăiți aici, alături de satul dumneavoastră, de comunitatea dumneavoastră, de locul în care v-ați născut și ați prins aripi și ați ajuns ceea ce astăzi sunteți. Vă propun ca evenimentul de astăzi să parcurgă câteva, să zic așa, șaloane pe care, cu acceptul dumneavoastră, vreau să vi le prezint. Am doi oameni deosebiți alături de noi, aici, care vor încerca pe scurt să vorbească despre Părintele Dumitru Ichim și Părintele Alexandrescu Toader va vorbi despre Dumitru Ichim, teologul. Iar bunul nostru prieten, Iosif Camară, cercetător la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, dărmăneștean de-al nostru, va vorbi despre Dumitru Ichim, scriitor, poet, eseist. După ce vom termina prezentările, sigur că punctul culminant va fi cel prezentat de invitatul nostru și de dărmăneșteanul nostru, preotul Dumitru Ichim. Înainte de a începe prezentarea Părintelui Alexandrescu, dați-mi voie câteva cuvinte să vă spun și eu. Este foarte mult de vorbit despre Dumitru Ichim și nu cred că sunt eu cea mai în măsură să fac acest lucru, dar câteva lucruri trebuie să amintim. Părintele Dumitru Ichim s-a născut la 14 august 1944, cu un ceas înainte de sărbătorirea Adormirii Maicii Domnului, Sfânta Mărie Mare, în localitatea Dărmănești, comună la acea vreme, așezată la extremitatea vestică a județului Bacău, la limita cu Transilvania. Pe malurile râului Trotuș și bazinului hidrografic al afluentului Uz. Părinții săi, Dumitru Ichim, cântăreț al bisericii din Dărmănești, și Elena Ichim, născută Cămară, au dat fiului lor numele tatălui, Dumitru, nume de sfânt în credința ortodoxă, cea pe care am sărbătorit-o recent. Despre locul natal în România, după aproape jumătate de secol, de când trăiește peste ocean, Părintele mărturisește cu franchețe. Dărmăneștiu eu îl am în sufletul meu tot timpul
și peste tot unde mă aflu, Dărmăneștiul și țara mea le port în mine. De asemenea, ca o desarmată confidență afirmă cu o tulburătoare convingere, eu am rămas țăranul acela din Dărmănești, omul cu bun simț, omul care își vede lungul nasului, deci țăran de la talpa țării. Și noi suntem aceiași oameni, aceiași țărani de la talpa țării, care vă primim cu drag, cu sufletele deschise, sincere, cu pâinea și sarea care ne-au rămas de mii de ani. Sunteți unul de-a nostru și ați venit în rândurile noastre, aici, la Dărmănești, găsindu-ne așa cum ne-ați lăsat când ați plecat, niște țărani simpli și cu bun simț. După absolvirea 8 clase elementare între anii 58-64, urmează cursurile seminarului teologic de la Mănăstirea Neamț, liceul teoretic fără frecvență la Moinești, iar în 69 devine licențiat al Institutului Teologic de Grad Universitar din București. Teza de licență fiind susținută cu profesorul Petru Rezuș. În perioada anilor 68-70 urmează cursurile de doctorat la secția Teologie Sistematică a Catedrei Teologie Dogmatică sub îndrumarea profesorului Dumitru Stăniloae. 1969 era anul în care m-am născut. A fost anul în care m-am născut și mă bucur tare mult că astăzi... Să ne trăiască domnul primar! Dumnezeu mi-a dat șansa să strâng mâna unui dărmăneștean ales. Sunt foarte multe lucruri scrise aici și aș putea să vorbesc o oră, două. Dar cred că mai important este să scoatem în evidență faptul că unul de-al nostru, născut aici, în Dărmănești, din părinți simpli, tatăl cântăreț la biserica din sat, așa cum este scris, a reușit să ajungă poate pe culmile cele mai înalte ale pregătirii profesionale și nu numai. Asta înseamnă că avem valoare ca și comunitate. Înseamnă că ne respectăm oamenii de valoare. Înseamnă că suntem niște oameni binecuvântați cu asemenea valori printre noi. Și îmi amintesc, nu sunt un mare, credincios, dacă pot să spun așa, dar îmi amintesc că la început a fost cuvântul. Și mai știu, din spusele unui călugăr de la Muntele Athos, că omul care stăpânește cuvântul are deschisă calea spre înțelepciune. Cred că profesorul și preotul Dumitru Ichim a stăpânit cuvântul, îl stăpânește și vom vedea mai departe în cărțile pe care astăzi le va lansa aici, cât de bine a stăpânit acest cuvânt și cât de ușor a parcurs calea înțelepciunii. Sigur că tot de la un călugăr, de la Muntele Athos, am să vă mai spun ceva. Ducându-mă cu niște ani în urmă la Athos, 8 oameni din Dărmănești, un călugăr de la Prodromul ne-a spus așa: uitați-vă la voi. Ne-am uitat, nu știam ce vrea să ne spună părintele. Uitați-vă la voi încă o dată. Ce vedeți? Și am zis: părinte, suntem sănătoși. Suntem cu mintea limpede. Adică voi ați primit mai mult de la Dumnezeu. Pentru faptul că sunteți sănătoși, pentru faptul că ați reușit să faceți o școală, pentru faptul că ați urcat pe scara valorilor. Să știți că este un dar de la Dumnezeu. Și să nu uitați să întoarceți în comunitatea voastră din darul pe care Dumnezeu vi l-a dat. Astăzi, părintele Dumitru Ichim, cu siguranță din acel dar mare primit de la Dumnezeu, atunci, în anul 1944, în 14 august, vine să întoarcă comunității noastre și nu numai din Dărmănești, ci comunității din județul Bacău, din România, o parte din acest dar pe care l-a primit la origine. Încă o dată mă bucur și cred că
Începând de astăzi, această comunitate a Dărmăneștiului este mai bogată prin prezența preotului Dumitru Lichim la Dărmănești. Am să-l rog pe Părintele Alexandrescu să ne prezinte, atât cât a reușit domnia sa să se pregătească, personalitatea preotului Dumitru Lichim. După care vom încerca să ne îndrătăm privirea spre o altă, să zic, perspectivă, dintr-o altă perspectivă, când Iosif Camară, cercetător la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, ne va prezenta personalitatea Părintelui Dumitru Lichim din punct de vedere al scriitorului. Mulțumesc, vă rog, Părinte! Preferite Părinte Lichim, domnule primar, onorat auditoriu, sigur că am fost luat oarecum prin surprindere, pentru că despre Părintele știu multe lucruri, mai ales din relațiile familiei, pentru că majoritatea sigur au făcut parte din parohia pe care eu am preluat-o acum 43 de ani, mai precis în 1980, când venind aici în zona Dărmăneștiului, de la credincioși am aflat că cel puțin 3 preoți renumiți, doctori în teologie, au primit misiunea de a predica Evanghelia pe alte meleaguri, pe alte continente, de fapt. Pentru că, datorită pregătirii și zelului lor, au fost trimiși ca misionari, sigur, într-o lume poate mai mult secularizată decât credincioasă, și să adune și să pe creștini, pe credincioșii noștri români, ortodoxi, sigur, în jurul bisericii, pentru că în toată diaspora românească, creștinii noștri ortodoxi au plecat și cu biserica, și cu preoții lor, și cu tradițiile lor. Citeam interviul la profesorul Dungaciu, care spunea că actualmente în diaspora sunt 10 milioane de români, un număr care depășește numărul populației din anumite țări, chiar și cum este Israelul, chiar și Elveția, chiar și Bulgaria. Deci, iată, românii, sigur, au primit această misiune și prin preoți și credincioși și de, într-un fel, așa cum se spune, mai ales acum cu acest exod în vestul Europei, au misiunea de a reîncreștina cumva Europa și, în general, lumea, care, așa cum am spus, lovită de secularism. Sigur, printre cei care ne-au fost atunci aduși la cunoștință, pentru că veneam din altă zonă, că activează ca preoți în străinătate, sigur, în afară de Părintele Simeon Caplat, pe care eu l-am cunoscut în 1981, venind la mormântarea Părintelui Mihai Pușcalău, Părintele Stănuleț Costică, care, fiind de acolo din zona Josenilui, normal a venit la mormântarea părinților, a mamei, a sorii și așa mai departe, și Părintele Lichim Mitrel, Lichim Dumitru, sau Mitrel, așa cum a fost dezmerdat de familie și de noi care l-am cunoscut. Sigur că, așa cum a spus domnul primar, după ce Părintele și-a definitivat studiile, iată-l ajungând în America, și am aici, Părinte, un interviu pe care Sfinția voastră l-ați dat publicat în ziarul Lumina din 4 august 2021, pe care eu, găsindu-l, sigur, l-am păstrat ca pe un lucru de mare preț. Interviul l-ați dat ziaristii Daniela Șontică și acolo am citit câteva lucruri foarte interesante despre Sfinția voastră, despre felul cum ați ajuns acolo, în America mai întâi, apoi în Canada, unde de fapt v-ați început activitatea pastoral-misionară. Nu v-a fost ușor, pentru că a trebuit să adunați în jurul
Sfinției voastre pe credincioșii români, majoritatea erau din Banat, așa cum am citit eu aici, cu tradițiile lor și sigur că ați reușit în cele din urmă să cumpărați o proprietate de 5 hectare și acolo ați și ridicat o biserică cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul, în Ontario. Sigur că acolo v-ați desfășurat activitatea ca preot și am aici chiar și câteva fotografii din biserică, pentru că biserica pe care ați ridicat-o, fiind titlul bisericii alături de credincioșii pe care ați păstorit, are amprenta arhitecturii românești și în același timp pictată, nu? Tot în stil bizantin, pictată cu culori care pictată cu albastru ca de voroneț, așa cum mărturisiți aici. Și sigur vă văd aici o cununie și împreună o fotografie cu Enoria și parohiei și probabil copiii dumneavoastră. Văd, sunt 6 aici. Părintele, sigur, iată că cei a avut 6 copii, de fapt, alături de distinsa preoteasă care nu este printre noi, Florica Basu, a cărui carte mai mult, sigur, mărturisitoare în legătură prin ce a trecut doamna preoteasă, sigur, printr-o boală grea și în cele din urmă, sigur, a reușit pe moment să o învingă. Vreo 22 de ani a mai trăit, nu? 23 de ani și apoi Domnul a luat-o la ea în cerul. Rămânând, sigur, acei vrednici urmași, 6 copii, care cei mari sunt doctori, specialiști la nivel mondial, au companiile lor și au o impresie, ceea ce este foarte important, fantastic de bună și frumoasă despre România, unde probabil au venit de mai multe ori și nu numai, și despre Europa și ați mărturisit aici că ar dori chiar cumva să se mute în Europa sau chiar în România, ceea ce este un lucru extraordinar de impresionant, pentru că e normal, s-au născut acolo, în comunitatea de acolo, acolo au trăit, acolo s-au format ca și oameni și iată că dorința lor este ca să nu se piardă legătura, rădăcinile, respectiv locurile de unde Sfinția voastră ați plecat, v-ați format și, sigur, pe mai departe v-ați împlinit misiunea. Așa cum ați declarat aici, sigur că totdeauna spuneți aici că eu nu am plecat niciodată din țară. De aceea îmi este nevoie fi dor până când voi muri. Pentru că te schimbi orice, dar inima rămâne aceeași. Spuneați aici că vorbesc alte limbi și alte limbi, dar numai românește sunt ceea ce sunt. Respir de dor, ființă spre ființă, visul ce mă aduce în ființă, din verme, în fluture, căsuță de luci și grinzi, de hematii divine. Aceasta este limba românească pe care eu o iubesc. Iată ce mărturisire extraordinară. Sigur că acolo ați propovăduit cuvântul în limba românească, în primul rând, da? Normal și în engleză, dar în primul, pe primul loc a fost limba românească și spuneți aici frumos cum sărbătorile și naționale și cele religioase le petreceați în comunitatea respectivă și de Crăciun și de Paști, așa cum am precizat, românii de pretutindeni în primul rând s-au adunat și se adună în jurul bisericii de Paști, că slujba învierii românii se întâlneau la cernutul ouăle, iată tradiții de la noi, și se îndulceau de bunătățile care erau pregătite la fel și la Crăciun, copiii recitau poezii, interpretau scenete și adunții obiceiuri din țară ca plugușorul, steaua, capra și program de colinde. Deci asta, sigur că Sfinția voastră am avut acest privilegiu, să spun așa, de a sluji cu Sfinția voastră în anul 1991, iată deci acum 32 de ani, când ați venit la Dărmănești și sâmbătă am săvârșit împreună o cununie, iar duminica
Sfânta Liturghie și ați vorbit credincioșilor, printre altele, despre arătările Maicii Domnului de la Medjugorje, acolo unde ați fost probabil de mai multe ori cu doamna preoteasă și s-a văzut, de fapt, că Maica Domnului a ajutat o să mai trăiască, să fie în mijlocul familiei mult timp și, așa cum am precizat în cele din urmă, iată că ea ne privește de acolo, de sus. A fost, sigur, o emoție specială pentru mine, întâlnirea cu Sfinția voastră și mi-a rămas, normal, chiar după 32 de ani în memorie și iată că Dumnezeu a rânduit ca să ne vedem din nou și să veniți din nou la noi în țară și probabil veți mai reveni de mai multe ori și faptul că, sigur, trebuia, de fapt, Dumnezeu a rânduit așa ca să fiți cunoscut. Amintesc acum de sora Sfinției voastre, de Tinca Găburel și familie, și chiar și Gheorghiță, care din păcate a trecut la cele veșnice, toți sunt îngropați, mai puțin Gheorghiță, în cimitirul bisericii noastre, inclusiv părinții frăției voastre, tot somnul de veci în cimitirul nostru și ne rugăm pentru ei. Și la Tinca am văzut la un moment dat, pentru că normal, se mândrea foarte mult cu Sfinția voastră și Tinca și vereșoara Aneta, Camara, Nistor, da, Nistor, care împărținea după parohia părintelui, și am văzut la Tinca atunci niște fotografii cu regele Mihai pe care l-ați primit. Și regina, da. Nu știu dacă se mai păstrează sau unde se păstrează, pentru că între timp casa s-a înstrăinat, dar v-am văzut și v-am admirat atunci cum l-ați primit pe regele Mihai și regina Ana, la frăția voastră, la Sfinția voastră. Sigur că activitatea pastoral-misionară s-a derulat în condiții speciale a Sfinției voastre. Ați reușit până la urmă, sigur, ca să duceți la bun sfârșit. Normal că și acum mai slujiți, probabil că ca și la noi, ca și mine, ieșim la pensie la un moment dat, pentru că trebuie să dăm locul și celor tineri, dar după o slujire pastorală de vreo 40 și ceva de ani, 42-43 de ani, iată că, normal, noi, ca și pensionari, să spunem așa, slujim în continuare, pentru că din preoție nu ne scoate nimeni, doar Dumnezeu, Cel care ne-a dat-o, doar ieșim așa din activitatea administrativă. De aceea, vă mulțumim pentru faptul că, iată, ați dus prestigiul Ortodoxiei Românești pe alte continente, ați făcut și faceți în continuare cinste bisericii noastre ortodoxe și ne rugăm Bunului Dumnezeu să vă țină sănătos, de Sfinția voastră, toată familia, să ne mai vedem cu bine. Doamne ajută! Mulțumim Părintele Alexandrescu Toader pentru frumoasele cuvinte și îl rog pe Iosif Camară, cercetătorul, așa cum spuneam, Universității Alexandru Ion Cuza, rămânește în noi, să ne prezinte personalitatea preotului Domnului din punct de vedere a Scriitorului. Am revenit dificilă sarcină de a vorbi despre preotul Dumitru Ichim în calitatea Sfinției sale de scriitor, scriitor a cărui operă nu poate să fie cuprinsă într-o prezentare scurtă de față. Despre Sfinția sa, noi de mâneșteni știm dintotdeauna. Eu m-am întâlnit cu numele Sfinției sale și în vremea facultății la cursul dedicat literaturii românești din exil. Exil prin care înțelegem perioada dintre anii 40 și 1989, când mulți oameni de litere au fost stiliți să scrie în afara țării. Curs de literatură a exilului, care din păcate se face tot mai puțin în facultățile de litere. În particular, eu mai știam și că bunicii noștri erau veri din aceeași familie Camară, așa încât în 2013 i-am scris. Căutam o verigă lipsă din școala lingvistică ieșeană, din prima jumătate a secolului 20, un savant pribegit peste ocean, iar părintele Dumitru Ichim a avut atunci amabilitate să mă ajute cu informații. Și a fost surprins să-i scriu. Și s-a bucurat.
Activitatea părintelui Dumitru Ichim în plan cultural acoperă două direcții. O operă remarcabilă și o lucrare de zidire sufletească între românii de peste ocean, la fel de remarcabilă. Voi începe cu a doua, cea de animator cultural. Cineva spunea inspirat că exilul a avut doi clămâni. Biblioteca Română din Freiburg, instituția animată de Paul Miron, și Centrul Cultural Românesc din Canada, unde activa părintele Dumitru Ichim. Acestor două instituții de cultură a românilor transfrontalieri li se datorează enorm în păstrarea identității românești dincolo de granițele țării în ultima jumătate de secol. Părintele Dumitru Ichim a fost animatorul vieții culturale de acolo, contribuind esențial la înființarea Centrului Cultural Românesc și la zidirea unei noi biserici ortodoxe române. Acest loc a fost numit pe bună dreptate Mica României. Din această poziție a colaborat cu Mircea Eliade, Ventilă Horia, Bartolomeu Amania și alte nume importante ale intelectualității românești din afara granițelor. Este momentul să spunem că de Mitropolitul Bartolomeu Amania l-a legat o prietenie de o viață, sfinția sa fiind persoana care a adăpostit manuscrisul memoriilor cărturarului Cujean. Între activitățile găzduite de această mică Românie din Canada este și un cenaclu literar care organizează periodic, între altele, Festivalul Eminescu. Numai puțin importantă a fost activitatea de redactor la unele organe de presă ale exilului, precum Cuvântul Românesc, care era vioara românității de peste ocean. Asemenea publicații au avut un rol crucial în coagularea și păstrarea identității românești din afara granițelor. În anii 1975-85, împreună cu Maica Prevoteasă, cum se semna, poeta Florica Batu Ichim, au condus emisiunea bilunară de cultură și spiritualitate românească difuzată de canalul de televiziune 4 din Kitchener. În prezent este director al Săptămânii Internaționale a Culturii Române, reuniunea anuală a românilor de peste ocean, în luna iulie, ajunsă anul acesta la a 54-a ediție, cu rol esențial în viața culturală și socială a românității transfrontaliere din ultima jumătate de veacă. Centrul activității părintelui Dumitru Ichim rămâne însă poezia. Limba română este așa de frumoasă încât merită să-i fac și eu câteva rochii, spune părintele. Revenind la prima întâlnire virtuală cu părintele Ichim, atunci, la 2 ani după pierderea soției, îmi spunea că și-a pregătit toate cele de înmormântare, inclusiv crucea pe care o ținea în hambar între sacii cu grâu, simbolul învierii. Într-o zi s-a trezit că un porumbel și-a făcut cuib în îngemânarea braților crucii și așa a scris o poezie și Duhul în chip de porumb. Părintele Dumitru Ichim scrie de o viață și face versuri din orice. Este autorul unui lung șir de volume de versuri, proză și eseistică, unele traduse deja în alte limbi. Multe din ele sunt publicate în Occident în anii exilului, ceea ce face ca unele să fie cu desăvârșire necunoscute românilor din țară, din păcate. În continuare, nu vom enumera toate volumele, ci vom puncta câteva aspecte din biografia literară a Sfinției sale. A început să scrie în copilărie. În școala primară, ziarul Flacăra Moineștiului îl numea într-un articol elogios cel mai tânăr corespondent al publicației. La publicarea primei poezii a primit o sumă de bani, o avere la vremea respectivă, cu care și-a cumpărat Contele de Monte Cristo într-un volum de lux. Mai târziu, în școala teologică, părintele Mircea Procuraru, cunoscutul istoric al Bisericii, selecta din poeziile părintelui Ichim și le publica în Telegraful Român. Ca student în București, poeziile sale au fost publicate în țară, dar cu sprijinul literatului Bartolomeu Valeriu Amania, la vremea respectivă Valeriu Amania, a publicat și în străinătate. În vremea doctoratului, unde nu avea bursă, și-a câștigat existența scriind poezie și studii de specialitate. De atunci datează și colaborarea cu poetul Ioan Alexandru, cunoscutul poet creștin, căruia îi preda greacă veche. În acei ani, de asemenea, a fost publicat de Adrian Păunescu în revista Amfiteatru. Debutează editorial destul de devreme, în 1970, cu volumul De unde începe omul, cu accente blagiene.
E momentul să spunem că după volumul de debut, volumele sale nu mai apar în România până în 1993, timp de 23 de ani, publicând în centrele literare de cultură, în centrele literare ale exilului din Occident. În America, unde continuă studiile de doctorat și ajunge să rămână definitiv, părintele Dumitru Kim ia contact cu literatura japoneză și este primul scriitor care cultivă în literatura română poezia japoneză cu formă fixă de tip haiku și tanka. Este persoana care a introdus în literatura română poezia haiku și tanka. Și acest lucru este acceptat în istoria literară românească. Activitatea complexă de scriitor a părintului se reflectă în următoarele volume apărute, care nu se rezumă la lirică. Nu mai citesc numele pentru că nu este timp. Din această perioadă datează o amintire a părintului și literatului Petru Rezuș, o apreciere a celui care i-a fost profesor și apoi colaborator. Cultivă în limba română genul literar al psalmului, un gen de căutare și dialog cu metafizicul. Părintele este și autorul la numeroase sonete. Cel mai mare succes editorial, spune părintele, a fost cartea Tu știi că te iubesc, publicată la Catisma în 2016, care reprezintă 150 de sonete așezate în prelungirea sonetelor lui Shakespeare și ale lui Vasile Voiculescu. În același an a primit marele premiu Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania la Cluj-Napoca pentru întreaga operă. Receptarea operei părintelui Dumitru Kim se face cu lentoare, ca toată literatura românească produsă în afara graniților țării, lucru pe care îl semnala într-un text și Mitropolitul Bartolomeu Anania, care spunea că, pe de o parte, a fost o șansă deschiderea către literatura lumii de acolo, din Canada, pe de altă parte, este nenorocul celor care a căror operă se repatriază greu de peste ocean. Trebuie menționat faptul că în spațiul românesc a apărut o primă monografie dedicată poeziei părintelui Dumitru Kim la Sibiu, în 2017, semnată de literata Maria Daniela Pânăzan. Criticul literar Alex Ștefănescu, căutând în peisajul literar din România, constata la un moment dat că azi nu se mai scrie literatură mare, iar această situație se datorează faptului că scriitorii nu mai sunt aplecați asupra durerii omului. Dar așa cum observa comparatista Lucia Cipor în lansarea pe care am avut-o la Iași vineri, poezia părintelui Dumitru Kim se rostește din lăuntrul unei dureri asumate. Cu siguranță, ea este mare literatură pe care o căuta Alex Ștefănescu. Dar la fel ca în dialectologia istorică, în care ariile laterale conservă cel mai bine graiul unui popor, constatăm că tot dintr-o margine a românității, de peste ocean, ne vine cea mai autentică poezie românească a zilelor noastre. Pentru că însuși părintele mărturisește, și domnul Chemar a citit deja, a reprodus acest citat, că de Măneștiul eu l-am în sufletul meu tot timpul și peste tot unde m-am. Ne întrebăm cum rămâne părintele Dumitru Kim în istoria literaturii române. Din pricina vitregiilor istoriei, avem o mulțime de verici lipsă în istoria intelectuală a poporului român și câtă vreme nu vom cartografia și recupera acest tezaur românesc de pe tot globul pământesc, nu vom putea avea o înțelegere corectă și completă despre fenomenul românesc. Să răspundem, adică, la întrebarea formulată de Rana. Care e sufletul nostru și cum gândește el lumea? Iată de ce a vorbit despre opera părintelui Dumitru Kim nu este o simplă datorie a noastră de dărmănișteni față de un fiu al satului, ci o datorie națională. Părintele nu s-a ferit să gândească și să oglindească lumea, ci, dimpotrivă, lira sa șlecuită de geografia mitică dărmăneșteană și-a încercat-o cu sensibilități orientale și occidentale, din sumer până la amerindieni, dând naștere unei literaturi vaste și originale, care își are locul său ales în marea literatură a umanității. În încheiere, întrebându-ne ce reprezintă părintele Dumitru Kim pentru literatura română, reproduc un citat din Savadie Baștovoi. Atemporal ca Shakespeare, fără a părea o ipană, îndurerat ca Voiculescu, fără a fi un militant, zbuciumat ca Argezi, fără a-și pierde credința, ermetic și muzical ca Barbu, fără a fi sedus de joc, Dumitru Kim, acest nume prea puțin cunoscut din pricina smereniei autorului, este prin aceste sonete ultimul mare poet român în viață
care se înscrie în cea mai solemnă tradiție a poeziei moderne universale. Mulțumesc tare mult, nu fi rămâneți, mulțumesc tare mult bunului nostru prieten și sunt de suflet, îți mulțumesc că ai fost alături de noi, pentru că mai bine decât domnul Iosif Camară nu cred că putea nimeni să prezinte acest moment. Sigur că ar trebui să îi dăm cuvântul preotului Dumitru Chim, dar vă rog, mai îngăduiți-mi un minut. Avem o tradiție la Dărmănești de a cinsti, așa cum știm noi mai bine, pe cei mai valoroși dintre noi. Și cu acceptul dumneavoastră, vă propun să înmânăm această plachetă domnului Dumitru Chim. Și am să vă citesc ce am scris aici. Se acordă distinția oameni de valoare a orașului Dărmănești domnului dr. Preot Dumitru Chim, poet, prozator și eseist, în semn de profundă considerație și recunoștință pentru deosebita carieră. Este forma supremă de respect a noastră pentru cei mai buni dintre noi și alături de mine îl rog și pe Părintele Alexandrescu, care a primit această distinție, cred că anul trecut, să mânăm domnului Dumitru Chim acest gest de respect și considerație a comunității din Dărmănești. Toată trecerea de distinția noastră. Să aveți simbol al dragostei noastre față de cei mai buni dintre noi. Mulțumim frumos! Vă rog! Dragii mei, cred că lacrimile mele v-au spus de tot și de asta încerc să spun și prin cuvinte. Deci am venit aici printr-o întâmplare, ca să zicem așa, la vârsta respectivă mă cumințisem acolo, prin Canada, mai ales că la plecarea de aici am plecat cu un suflet amărât, când securiștii au vrut să am ajuns la plecarea de România și îmi spune ăla de la vamă, îmi dau pașaportul, dau biletul și nu ți-e rușine, pauză, și nu ți-e rușine, mă uit eu în stânga, în dreapta, zic că s-ai, ori e dus cu pluta, ori vorbește cu cineva. De ce, domnule? Stai cu viza expirată de o lună de zile. Deci când am venit, se știa totul despre Dumitru Chim, cine este, și la intrare îmi spune: binevenit, părinte, într-o Românie liberă! Atunci m-am topit. În sfârșit, sunt în țara mea. Și i-am dat pașaportul, i-am dat biletul și îl văd talonul. Poftim? Talonul. Nu știu, domnule, ce era. Nu-i nimic, nu-i nimic. Și foarte amabil, îl văd de acolo. Bine ai venit. E, ce-a făcut omul ăsta, flăcăul ăsta, mi-a dat înapoi că am intrat în septembrie. Și mi-a pus acolo și eu, ca fraierul,
Domnule, toată România mea, se bucură, deși așa. Și la plecare a venit ăsta, că era în loc de octombrie, era septembrie, viza de ieșire. Și atunci zic că, uite aici, am intrat pe octombrie atât, ies pe octombrie atâta, cum adică am intrat în septembrie? Cum puteam să intru? Păi dar ți-a trimis cineva biletul de avion. Și atunci cum am venit, domnule, aici? Pe scara avionului, pe aripă sau cum? Ei, du-te. Ei, spiritul lui Camar atunci a început să fiarbă sângele în mine, dar soția a zis, mă, tu ești rău de gură, dar ai 6 copii aici și să vii sănătos acasă. Și iată că întâmplarea lui Dumnezeu face ca unul din copiii mei, toți 6 sunt născuți în Canada, doctorul Thomas Echim, să spună, tată, dar du-mă și pe mine în România, țara părinților și bunicilor mei. Și mă, e greu cu tare. După aceea, doamna profesoară Focșa a organizat absolut turneul fantastic de a merge cu avionul București, Iași, Piatra Neamț, Mănăstirea Neamț și în sfârșit Dărmăneștiul. Deci programul meu care fusese făcut era așa. Vin pe 24, 25 România, București, 26 Focșani, acolo era un festival de carte, de acolo mă ducea la Dărmănești cu asta basta. Pe 29 mă lua de aici, mă ducea la București și se termina. Dar doamna Focșa a zis, mă, lasă că organizez eu programul. Și Dumnezeu să-i dea sănătate, a organizat fantastic. Și iată, datorită ei, i-a spus, vreau două lucruri aici. Una, să merg la Mănăstirea Neamț, unde e copilăria mea. Și doi, Dărmăneștiul, care nu era pe agenda nici ăla, nici ăla, cum mi s-a făcut. Și a organizat, a muncit. Femeia asta nebunește să găsești avion, să găsești și camere de hotel și transport și cutare și tot felul de întâmplări prin care a trecut. De exemplu, paralela 45 a ajutat-o, dar profesional am ajuns ca după iar să mergem la Dărmănești. Dar era Dărmănești Suceava. Și pierdeam Dărmănești, o meu drag. Și așa se face, hai ca să vă mai spun. Deci, alt băiat de-al meu, soldatul, merge pe toată Europa și se gândește în Austria, dar hai să mă duc la unde s-a născut tata. Și atunci a zis, dar unde s-a născut? La Dărmănești. Întreabă pe cineva, unde e Dărmănești? Păi sunt două Dărmănești, 27 de Dărmănești, dintre care cel mai mare e al nostru și cel mai vestit este Dărmănești Suceava, că e de cale ferată, nu de cale ferată. Coboară băietul de acolo, așa, și pe drum. Dar știți unde familia Echim? Da, uite, o iei la dreapta, la stânga, nu știu ce, și ajunge. Bună ziua, bună ziua, mă, băieti, dar de unde ești? Din Canada. Ra! Dar intră în casă aici. Bă, fatu, adă-mă o oală de hin aici, că ăsta e din Canada. Și aduce fata, aduce o oală de hin și
Mă, băiete, tu ești căsătorit? Dar înainte i-a spus că sunt Chim și cu tare suntem neam. Nu suntem neam. Dar, băiete, tu ești căsătorit? Păi, nu sunt. Ia, mă, pe surlia asta, că tot timpul mă omoară că se pleacă în străinătate. Băi, tu te mai aduci o cană de vin. Și mai aduci o cană de vin. Dar mă, băieți, dacă nu-ți place de asta, ia-o pe cealaltă, că și aia ești mai nebună. Aia vrea să plece și mai grozav. Și așa se face că n-a luat nici pe cel, nici pe cealaltă și cât a făcut din Austria până în România, atât a făcut de la Agiud până la Dărmănești. Și în sfârșit a ajuns în Dărmănești. Acum băiatul Tomas mi-a fost rușine, doamna Focșa a făcut programul, a plătit totul cu factură, cu nu știu ce, și iată-mă aici. Pe unde să încep? În primul rând, mulțumesc domnului primar, mi-au dat lacrimile, mulțumesc părintelui Alexandrescu, cu care am slujit, mulțumesc cu cernicilor părinți, care mă bucură, mă bucur că mă onorați, și mulțumesc vărului meu, Camară. Deci suntem neamuri, era Gheorghe Camară și cu Ion Camară. Ei, acum era diferența, că Gheorghe Camară de la Păgubeni mergea la 80 de ani, așa, cu cârja solemnă, la Iarmaroc, când era Iarmarocul, și de atunci ramura dinspre mama a rămas ai țapului. Deci nu era mai țapul, pentru că omul ăsta era foarte mândru și drept la 80 de ani, nu știu ce. Mulțumesc Luculiță Pătrașcu, care a fost o emoție și îl știam inginer, etc., etc., dar nu știam prea mult despre iubirea lui de poezie. Și încep odată din Esenin, scrisoare mamei, poetul Esenin, mai ții minte, mamă, și el continuă și eu continui și uite așa întreb, uite, aici este intrarea la Dărmănești. Măi, sunt cumva să fie, n-am mai recunoscut. Acum oamenilor ne-a spus, mă, nu mă întrebați dacă mă mai recunosc sau nu, cum mă fac de râs. Deci că îți dus cu pluta sau unii v-ați schimbat, nu știu ce. Când am intrat, mă uit, dar nu mai recunosc. Noroc de podul peste Trotuș. Și mă uit, pensiunea Magic Garden era Dărmăneasca, pe acolo, Iepureni, îi spuneam, fantastic, tare, cu flori. Mă duc și miros trandafir, deci în Canada, se zice așa, florile nu au miros, mâncărurile nu au gust, fructele nu au gust și fetele nu au rușine. Deci, și atunci zic, ia să văd aici în Dărmănești. Și într-adevăr, minunat. Și mă uitam acum, zic, măi, dar eu nu mă mai recunosc aici, nu mai... Și zic, dar unde e Păgubeni? La mine mă uitam când eram mic din podul Grajă și de acolo eram... mă scăldam odată lângă vechea moară, verdele trezindu-l din adânc blestem, munții scriau zării, ondulări de iem, când veneam acasă pe cărări de seară și mă uitam de munții ăștia cu onduiri de iem. Deci e greu să vă spun sentimentul meu de a ajunge acasă și ajunge
să fii sărbătorit, de asta nici n-am putut să mă rețin și cuvintele îmi vin foarte, foarte greu din cauza că sunt emoționat. Mă duc în sus fericit că mi-am văzut Neamțul, că mi-am văzut Dărmăneștiu, că mi-am văzut mormintele tatei, a mamei, a celor dragi, la care n-am putut, din cauza comunismului, ca să vin acasă. Și vă mulțumesc dumneavoastră, cuvintele sunt cuvinte, dar îmbrățișările mele sunt sincere. Bine v-am găsit și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cu sănătate și la mulți ani. Mulțumesc mult, cuvinte care au mers la sufletul nostru și care ne-au creat o emoție internă, așa, greu de exprimat, greu de spus în cuvinte. Pentru noi sunteți acasă și acasă ne-ați găsit așa cum suntem noi. Verii, rudele, cele care mai sunt, nepoții, strănepoții, cu bunele noastre și cu relele noastre, dar în sufletul nostru v-am primit ca pe unul de-al nostru și așa veți rămâne. Mulțumesc tare mult, Părinte Dumitru Ichim. Aș vrea să îl întreb pe moderatorul acestui eveniment, dacă vrea să ne mai spună ceva. Și aș vrea, eu știu, dintre preoții din Dărmănești, dacă Părinte Prepeliță poate vreți să spuneți ceva, da? Deci aș vrea să ne simțim ca acasă, pentru că a venit unul dintre cei mai dragi nouă, da? Vă rog, Părinte. Prea Pucernice Părinte, Dumitru Ichim, Domnule Primar, Prea Pucernice Părinte, onorat auditor, este un moment de emoție și de referință pentru noi, cei din Dărmănești. Chiar dacă eu, de câțiva de zile, păstoresc la Pomănești, am rămas în continuare în Dărmănești și sufletul meu este legat de biserica pe care am ridicat-o la Poeștea, biserica pe care Părintele Ichim mereu discutam pe Facebook și mă întreba despre biserică, despre statul bisericii și despre momentul Sfințirii. Părintele m-a sunat atunci, am discutat un pic cu Sfinția sa. Nu l-am cunoscut pe Părintele până acum, așa, față către față, și este un moment deosebit. M-a impresionat din ceea ce am auzit despre Părintele și anume, în primul rând, lucrul teologic, acela de a ține Sfânta Cruce de mormântare între sacii de grâu, care este un moment și o imagine a Sfintei Învieri. Și pentru că toți suntem într-un moment de literatură, marele poet rus Dostoievski, în romanul său Frații Karamazov, îl începe cu acest moto de la Ioan, Sfântul Evanghelist Ioan, Evanghelia, capitolul 12, 24, dacă grăuntele de grâu nu cade în pământ, nu va muri. Dacă va muri, nu rămâne singur și va aduce multă roadă. Dostoievski n-a găsit niciun alt verset, niciun alt stih din toată scrierea lui să pună ca moto. Ar fi putut să spună că frumusețea va salva omenirea, cum spune Iliotul, însă spune acest lucru, și anume versetul despre înviere pe care Părintele l-a promovat prin crucea aceea păstrată între sacii de grâu. Și acum câțiva ani de zile urmărând pe Facebook un cimitir din Sankt Petersburg, din Sfântul Petersburg, am găsit mormânt, Tihvin se cheamă, adică cel liniștit, tigre. Și am găsit pe crucea lui Dostoievski, scris în slavă rusă, exact aceleași cuvinte, adevărat, vă spun vouă, grăuntele de grâu, ceea ce Părintele a făcut această frumoasă afirmație. Și pentru că Părintele este un specialist în haiku și pentru că suntem în domeniul acesta către răsărit, dintr-un cuvânt fac și eu un haiku. Prut, trup, rupt. Să rămână, să fiți sănătoși. Îl rog și pe profesor Buzatu să ne spună câteva cuvinte. Un om cu foarte multă experiență și implicare în comunitate. Da, nu cunoștem ce mai poate fi spus după ceea ce s-a spus aici de către
am întrebat următoare. Oricum, am să încep cu bine ați venit, Părinte Mirela, dacă primești. O spune din tot sufletul și din toată inima, corectul dumneavoastră de clasă, clasele 5-7, pentru că am făcut 7 ani în clasă. Părintele meu, viața Părintele Mirela este amplă, complexă, complicată, sinuoasă, cum vezi dumneavoastră să o înveți. Este în casa dumneavoastră o adevărată personalitate. Îmi spunea cineva că dacă în Franța, în Germania, ceri o carte din o librărie de Eliade, de Monica, de Cioran, zice că se duce la raftul cu carte românească și se duce la raftul cu cultură universală. Prin tot ce a făcut Părintele Mirela, eu îți spun așa, așa-mi place, așa-mi place. Așa, deci prin tot ce a făcut în viața aceasta, consider că se alătură acestor mari oameni de cultură. Viața dumneavoastră s-a desfășurat, am considerat eu că, mă rog, că nu mare, deși viața are foarte multe rauri ca în ceea ce a făcut până aici. Viața dumneavoastră a avut două direcții esențiale. În primul rând, să ducă românismul în viața în afara țării, preocupându-se în mod special atât de partea literară a vieții, poet, prozator, eseist, teoretice și filozof, pe de o parte, și pe de altă parte, cultivarea spiritului religios românesc în afară. Consul și care au vorbit despre felul în care a organizat biserica pe care a fost părintă în anii de 40 de ani în spirit românesc. Și în același timp legăturile pe care le-a avut în permanență cu țara. Acum unde este părintele, eu sper să rostesc, să mă corecteze cineva dacă e cazul, Kitschen, Ontario, Canada. Se spune că, din informațiile civile, se vorbește pe stradă română. Asta spune mult, faptul că acolo sunt mulți români. Și faptul că părintele a păstrăit atâția ani o parohie destul de mare, este un lucru foarte important, fiindcă a fost instrumentul prin care a știut să mențină românismul acolo. Sigur că nu a fost lipsit nici de persecuții ale sistemului vechi. Undeva în momentul în care conducea un post de televiziune în Ontario, parcă 4, așa, pe post de televiziune numărul 4, infiltrații securității românești au fost și acolo și au dat un ultimatum. Este important și pe mine m-a lăsat mai impresionat faptul faptul că doi dintre copiii dumneavoastră, în momentul în care are familie, când mama era bolnavă de cancer, au străbătut pe rotile în America în promovarea unei activități umanitare de combatere a cancerului. Este un lucru foarte important acesta. De asemenea, în Europa și în România, în jurul anilor 80, nu mai știu când, au fost niște mutații teribile. Pe o listă de
ajutorare a celor inundați, figura și părintele Ichim din Canada, cu o sumă pentru numele acum modestă. 700 de lei, dacă am găsit bine, 700 de dolari. Dar pentru unui care avea mult vreodată acolo, banii rămasii la sfârșită afară din casă, s-a gândit totuși că și cei din țară pe unde a plecat au nevoie de 100, atât se poate. Menționez să pe lista respectivă cea mai mare sumă era de 1.700 de dolari. Eu ce să spun, ne jucăm astăzi să avem în fața noastră o personalitate extraordinară ce rămânește în nou. Păcat că n-am reușit până acum să promovăm suficient această personalitate, fiindcă Părintele Ichim este de fapt o instituție, nu o persoană sau o personalitate, este o instituție a spiritualității culturale românești, atât în țară, cât și în diaspora peste lotare. Am să închei cu o mică observație care sper să ne primească la atare. Modalitățile mass media de socializare, am reținut acolo că va fi ultima vizită în România. Eu cer părintele să-și retracteze această observație, având în vedere faptul că în mod sigur va mai reveni în România și având în vedere faptul că acum vreo 2 ani am primit, Tărânești a primit vizita unui filozof român, contestat uneori, dar oricum un filozof mare, e vorba de Caișoara, pe care l-am condus să vadă barajul și el a urcat trepte în barajul, că acolo, mă rog, spațiile avantgarde ale interiorului barajului, l-a fost de 104 ani. Din păcate, ne-a rămâne la 106 în februarie. Așa că, părintele Ichim, până la 100 și de ani, o să mai aveți o grație să vedeți la Dărânești. Mulțumim, Olivu Zatu, pentru frumoasele cuvinte, dar haideți, încurajați-mă să conving pe cineva să vină lângă noi. Am insistat o dată, mi-a ieșit, aș vrea să-l invit pe fiul domnului Dumitru Ichim, Toma Ichim, cercetător în domeniul celulelor STEM. Ia uitați ce valoare avem noi la Dărmănești, adică chiar dacă nu s-a născut la Dărmănești Thomas, da? E cu sângele nostru de aici, a plecat acolo și a ajuns unde a ajuns. O să te rog să-l iei aici lângă noi și... Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Deci a dat numele de Thomas atunci când s-a născut, pentru că lucram la un roman în limba engleză. După ce am terminat facultatea, vorbeam și scriam fluent și engleză. Și unul din personaje era Thomas Whitestone. Și atunci atâta eram din drăgostit de personajul meu, că copilul s-a născut cu numele de Thomas. Deși e Toma, adică nu ne scamatorim, era un personaj din romanul meu. Și atunci preotul a zis, Dumnezeu a fost așa de bun și ne-a dat un copil așa de mic și de frumos și de cutare. Păi, dar cine știți povestea cu cioara și cu puiul? Cine era mai grozav decât băiatul nostru? Și atunci i-am mai dat și al doilea numele, Emanuel. Dumnezeu este cu noi, în românește, Manole este Emanuel. Mulțumim frumos, domnul Maior, mulțumim doamna profesoară că ați organizat, profesor Iosif, și mulțumim pentru toți care ați venit. Trebuie să vă zic, eu nu știu să vorbesc românește, eu am fost născut în Canada, m-am mutat în America, lucrez în San Diego,
Vorbesc românește o dată pe săptămână, de două ori pe lună, când îi dau telefonul taică-lui. Deci, este o ocazie incredibilă că, pentru mine, eu n-am avut prieteni în România, afară de familie. Deci, acum, special în ultimii 25 de ani, în creierul meu, în subconștientul meu, eu asociez limba română cu familia. Bravo. Cu casa. Nu. Să vă zic adevăratul, Maior, nu vorbesc metaforic. Vorbesc adevărat, în capul meu. Deci, este incredibil pentru mine să merg pe stradă și tot timpul să aud românește. Cred că e taică-miu când vorbesc și zic, tată? Și nu, e un străin. Și vreau să mulțumesc dumneavoastră, orașul ăsta, că a făcut pe taică-miu cine este, că dacă nu era taică-miu, nu devineam eu cine sunt eu. Și mulțumim pentru toți și Doamne ajută. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnule Tomas, foarte, foarte frumos, emoționat. Să știi că trebuie să duci mai departe ce a început preotul Dumitru Ichim și te așteptăm aici alături de noi ori de câte ori vrei tu. O să vin! Cu drag te așteptăm în România, pentru că va trebui să cunoști și comunitatea medicală din zona noastră. Avem niște medici fantastici, da. Porniți de aici, din Dărmănești, și, nu știu, dăm un exemplu, poate domnul Verdeș, cercetător, stomatolog de talie mare, mare, domnul Pocreață și așa mai departe, niște medici extraordinari, trebuie să-i cunoști, pentru că, cu siguranță, noi toți de aici avem nevoie de oameni ca voi, atunci când ne doare nu numai sufletul, ci și trupul. Da. Mulțumesc! Haideți să-l aplaudăm pe Tomas. Cred că divinitatea a fost atunci când ți-am pus acest nume. E un nume mai rar, mai apart, da. Așa? Și am să fac o mică paranteză și am să vă spun și numele meu e tot Toma. Și am luat frumos! Da, da, da. Ia uitați că mi-am găsit tinsul aici. La mine, mama, m-am născut în Lapoș, era părintele Bodea Costel, un preot de la adevărat ortodox. Și mama a vrut să îmi pună numele Eduard. Și am intrat în biserică Eduard, sunt născut pe 1 octombrie și părintele a zis, ce era? Eduard. Dar voi ce sunteți? Nu sunteți români? Ba, suntem români. Și ce-i cu numele ăsta Eduard? Du-te, dascăle, și vezi care e cel mai apropiat sfânt. Și este Sfântul Toma, cred că de 4 octombrie. Sau pe 6 octombrie. Și am intrat în biserică Eduard și am ieșit Toma. Asta este. Așa că, da. Aș vrea, cu permisiunea dumneavoastră, să-i dau cuvântul și doamnei profesor Focșa, da? Să ne spună câteva cuvinte. Doamna Focșa? Sunt aici, da? Mă scuzați. Mai continui eu până termină doamna profesor de notat. Așa că facem o echipă a celor care poartă numele de Toma, domnul doctor, și o să vedeți, da, da? Cu drag, cu drag, cu drag, cu drag. Da, pot să iau cuvântul. Vă rog. Am terminat. Nu vreau să mă plictisesc, nu o să mă citesc, voi vorbi liber. Asta așa, mă scuzați, mă pot filma. Singură, dacă doriți, da, vorbesc pe microfon. Mi-am notat aici câteva idei, dați-mi voie să-mi fac un filmat acolo. Așa, deci mi-am notat câteva idei. Eu nu vorbesc decât oral, pentru că știu ce spun, nu citesc. Ca atare nu vreau să vă plictisez, vreau să fiu subțintă. Am urmărit toți vorbitorii, vă mulțumesc foarte mult, a fost extrem de interesant. Ceea ce părintele spunea, o parte dintre lucruri le cunoșteam. Ce nu cunoșteam sunt locurile, nu am fost niciodată în Dărmănești, nu cunosc zona aceasta a Moldovei absolut deloc. Deci am ajuns până la Vărate, până la cheile Picazului, dincolo de cei și restul sunt în Belgia. Am curit de la orele de locat. Vă spun sincer, am avut o profesoră proastă. Proastă și la gimnaziu și la liceu. Fac o paranteză că eu sunt prozatoare, poetă, scriu poezii de la 9 ani, pot să scriu în orice tip de specie literară, fixă, nefixă, în orice stil. Am fost colegă cu bancă, cu scriitorul Mircea Cărcărescu, absolvenți 1980 amândoi, dar avem puțin 200 peste mine. Am luat amândoi București, repartiție guvernamentală,
Da, eu am avut pe diplomă recomandare pentru cercetare și învățământ superior, iar Mircea nu. Și eu eram mai bună la engleză decât Mircea. În rest, media lui era puțin mai mare, pentru că era cu umanul, eu realul, BAC matematică, serios, în 76, BAC matematică oral scris, BAC română oral scris, BAC biologie oral. Așa că știu matematică, de aceea mi-am făcut niște scheme, după care o să mă țin. Am să încep așa, aleatoriu. Eu, apropo de Toma, sunt Toma necredincios. În legătură cu zodiile, părintele este leu, fiul său este capricorn, iar eu sunt gemeni. Eu ca gemeni sunt sociabilă și din când în când o mai urază și vreau să fac sunt. De aceea prefer să spun două vorbe despre cărțile pe care vi le vom prezenta și despre care le-am scris. Eu am fost în Canada invitată prin bunăvoința părintelui Kim, care într-un timp foarte scurt m-a anunțat că trebuie să scriu o recenzie de carte pentru o carte care a apărut după plecarea mea la câteva zile, Scaunul gol dintre noi. De asemenea, în timpul simpozionului de la Hamilton, părintele m-a rugat să citesc puțin din cartea aceea groasă, Grădina Punge și Sfinți, și să scriu câteva rânduri. În ceea ce privește partea a doua din Scaunul gol dintre noi, nu am scris nimic. De ce? Pentru că nu mi s-a cerut. Doi, e foarte greu să scrii despre poeziile părintelui dacă nu ai studii teologice. Mai aproape de microfon. Se aude, eu vorbesc tare. Sunt oameni bătrâni. Sunt oameni bătrâni. Se aude până în fund. Dar ai zis? Da. Deci, da, e vorbesc tare. Am avut bătrâni și eu sunt moldoveancă după mamă, după bunica, ei sunt născuți la Galaț, dar suntem așa puțin corciți greci, care au venit din Megara. Au plecat stră bunica mea, mă rog, e o poveste frumoasă, romantică, și s-a măritat cu unul, cumva, un conducător, cum se cheamă, de vapor, un capitan, sau familie la Galaț. Deci știu și eu moldovenește, o oleacă. Oleacă. Oleacuță. Mai știu că vorbea străbunica, dar între timp mi-am făcut școală la București și m-am corectat. Bun, deci cu Iaca să nu vă mai spun. Iaca a venit și a venit și mama. Avem și-o 3 ani și când venea mama, Iaca a venit și mama. După care am lăsat literat. Acum am numit, evident, noi am adus niște cărți. Cred că asta vă interesează. Nu mai avem multe. Ele sunt la fiul părintelui, cum la Thomas. Toată lumea a fost tensionată, noi ne iubim, ne împotăm, ne certăm, ne urâm, pentru că au intervenit și niște mici modificări în program. Ca să vă explic, nimeni nu-i de vină. Toată lumea iubește pe părintele Kim. Eu am făcut un program, am plătit niște locații, am stabilit un traseu, eu le-am pe acte. Cei care îl iubesc au vrut să deturneze acest program din dragoste, din dorința de a-l avea mai aproape. N-au plutat programul, rău. Mi l-am refăcut. L-am recuperat. În fine, deci s-a rezolvat totul. Am fost ajutați, realmente. Am avut perioade în care nu știam cum să venim dintr-un loc într-altul. Agenta mea, cum v-am spus, nu făcea nimic dacă nu ținea la mine. Orice agenție nu-ți face absolut nimic mai devreme de o lună, jumate, două, pentru un program complex pentru 5 zile. Eu astăzi sunt pe post de ghid turistic, profesor de literatură care face recenzii, agenție turistică, prietenă, nici nu mai știu ce sunt, da? Deci nu mai știu ce sunt, am și eu probleme, din păcate nu pot vorbi prea mult, pentru că am niște atenție. Dar cărțile acestea pot fi vândute, cele pe care nu avem. Mai avem la București încă două lansări de carte, unde au mai rămas două marcuri. Ele pot fi comandate oricând de oricine. Cine dorește cărți în plus, se pot comanda sau o putem trimite noi prin curier, din librărie sau din editura Icon. Cărțile au fost publicate de editura Icon, director fiind Valentina Ștern. Ele se găsesc, probabil, și la librărie, dacă sunt comandate de librărie.
Pe întâi, deci plecăm mâine, pe data de întâi, poimine, noi avem o lansare de carte la editura, la librăria Sofia, de lângă Patriarhie, Piața Unii, la 18. Acolo așteptăm să vină niște cărți, dacă nu le avem noi, la București Gălării Pacete. Aici am lansat cărți la Iași, am dat cărți la, Mănăstirea Neamț, unde am mai dat? A, e la Piața Neamț, da, am adus o lansare de carte superbă. Mulțumim domnului cercetător Iosif, vărul părintelui, prin bunici, străbunici, așa, deci ce erau străbunicii veri, veri erau străbunicii, erau veri, deci suntem veri de gradul, de gradul 3. Bun, perfect. Da. Deci, vedeți, avem aici un om competent care a spus tot în legătură cu opera părintelui. Eu nu o să fac o analiză literară, deși l-am pe telefon, la poezile florite, atât doar pot să vă spun. Părțile, fac partea aceasta, părțile-mă o secundă o carte. Eu n-am adus, unde este aici? Să iau o carte, nu mai avem grădina, unger, sincer, am vrut la Mafia Daneam, noi ne-am dat pe toate, n-am venit cu unger. Părintele a comandat, în editurii mai mult, scaunul gol. De ce? Pentru că scaunul gol este acolo, da? Este o carte mai didactică. Este o carte pentru toată lumea, începând de la elevi, copii care știu să citească, părinți, mai ales pentru părinți, are o parte didactică. Așa, are o parte didactică, deci fiecare sfânt, fiecare sărbătoare religioasă românească, are, ca să zic așa, un întregimen la o prefață. De fapt, este o pagină și un semn în care preoteasa Florica Bațu Ichim scrie întrebări și răspunsuri adresate posibile, imaginare, pe care le-a întâlnit probabil în cariera ei, în viața ei, ce ar trebui să întrebe părinții pe copii și viceversa, și ca să fie convinși copiii că trebuie să respecte sărbătorile religioase. De ce este important să respectăm anumite cutume? Care sunt tradițiile populare, care sunt cutumele religioase. Deci, partea a doua, după acest mic dialog, întrebări și răspunsuri, urmează un fel de viața ale sfinților, un fel de explicații romanțate, povestite ale vieților unor oameni sfinți, apostoli, Iisus Hristos, practic Biblia, povestită pe înțelesul tuturor. Eu am citit fragmentat. într-o oră. Am văzut despre ce e vorba, am citit despre Sfântul Dumitru, despre Sfântul Andrei sau Sfântul Nicolae. De ce? Pentru că ce m-a interesat. De ce? Pentru că eu mă numesc Dan. Cuvântul Dan în ebraică înseamnă ceva. Am uitat în momentul ăsta, dar știu. Am un beloc pe care scrie și traducerea. Dar sunt obosită. Al doilea nume este tot Sfânt. Andrei. Este Apostolul Andrei. Nu am învățat la școală religie. Tot ceea ce știu eu din Biblie este de la universitate și din familie. Păzoie Dumitrescu Ușulenga, fie-i țărâna ușoară, să viețuiască vești pe lumină. Am avut o profesoară, mentor, și trebuia știu lucrurile importante din Biblie. Nu am citit Biblia integrală. Am citit-o pentru facultate la literatură universală, pe care eu în liceu nu am studiat-o. La real nu am avut parte de ore de literatură universală, ci am citit. Sunt fragmente de care am avut nevoie ca să înțeleg literatura română, istoria literaturii române, operele literare care au legătură cu simbolul biblice, de exemplu Iona, al lui Soresu. Știi povestea lui Iona? Bine, nu o știi? Adio, n-ai înțeles nimic. Bun, ca să înțelegi simbolul și metaforele, trebuie să știi Biblia. Poezia lui Dumitru Ichim nu poate fi explicată de nimeni decât dacă are o facultate de teologie, filozofie, nu numai teologie. Vreau să-l întreb pe domnul Camara, care ne-a prezentat foarte frumos biografia domnului părintelui Dumitru Ichim, dacă a pătruns în tainele poeziei părintelui Ichim. Eu nu l-am permis. N-am apucat, sincer. Am citit câteva poezii, dar n-am avut timp, nici măcar o oră.
având în vedere că eu aici sunt pe post de nimeni. Eu aici sunt pe post de organizator. Eu aici am plătit agenție, am făcut eu traseu, am citit hărți, am stat zile și nopți de la Bran ca să guvernez la Brașov prin telefon, vorbind cu Canada, ca să ne ofer cele mai bune hoteluri, cel mai bun transport. Părintele și eu suntem oameni în vârstă. Avem niște necesități biologice, niște boli. Părintele mi-a spus clar, eu vreau, n-am voie să merg ore întregi cu mașina. Bun, i-am luat avion, București-Iași. Eu din două în două ore trebuie să fac un pic de mișcare pentru că am o problemă la picioare, trebuie să mișc picioarele. Bun, i-am găsit transport nu mai mult de 3 ore, care să poată să se oprească undeva. În concluzie, eu fiind practic aici pe post de organizator, voi încheia pe scurt, pentru că sunt foarte mulțumită de cum s-a terminat acest itinerariu turistic cu valoare culturală, emblematică, pentru viața, opera, Părintele Nichim, pentru ca să pot să vi-l aduc aici, să fie mulțumit și dânsul, să-i respect și dorințele, și am respectat, cred că mai mult decât le respectase editorul de la Icon. Nu-i pronunț numele, nu cunosc editura, nu știu tirajul, nu știu prețul editurii. Nu mi s-a spus, n-am văzut factură. Asta spune totul. Acum eu voi strânge către banii pe care îi voi da părintele. Cele două cărți costă astfel. Adică numai una, că cu n-am rămas, scuzați. Nu mai am. Deci nu mai am grădina. La București mai am un pat. Avem trollerul plin de cărți. Mai e grădina? Nu cred că mai e grădina. Dom'le, trollerul unde este? Tomas, trollerul? Bun. Dacă mai avem grădina, grădina, v-am spus, este o carte didactică, romanțată a vieților sfinților, da? A tuturor. Așa, deci uitați-mi să vă spun că mă numesc și Andreea, mi se pare că Andrei e patronul Bucureștilor, sunt Andrei, parcă ați ținut. Daniel este, Dumnezeu este judecătorul meu. Așa, și Andrei ce înseamnă că am uitat? Bărbat. Da, sunt măcam bărbată. Mi-am venit soțul, când avea 33 de ani și copilul meu lucrează în Anglia, e rezident, face filme de animație, el e animator a terminatului arte, se numește Ron Matei. Coincidență, fiul meu locuiește la Leamington, temporar, lângă Birmingham, are 30, am venit acum 34 de ani, iar fiul părintelui Kim Matei este la Kitchener, și are 35 de ani, sau am primit 36, deci cred că un an diferență, nu mai știu zodia. Dom'le, noi ne completăm. Zodiile astea au ceva comun. Leu cu gemenii foarte bine merge. Ca atare am vrut să-l ajut, pentru că nu îl ajuta nimeni, credeți-mă. Părintele spune adevărul și eu spun la fel, chiar dacă o supără pe lui. Ca să pot să-l scot din marasmul, din ceața în care îl băgase editorul, care îl ținea așa, 2 ore la Focșani, apoi îl ducea și îl planta 3 zile la Dărmănești, aici, vă bucurați mai mult de el. Dar ce făcea 3 zile? Trebuia să-i organizez noastră un spectacol dansant, un operă, ceva ca să... Adică îmi găsea 3 zile de la tot altă dată. Dar el vrea să vadă Mănăstirea Neamț, locurile unde a învățat, vrea să vadă și Iașiul, dar vrea să vadă și Clujul, vrea să vadă și Sibiu, la Sărătăca, și Brașov. Nu se putea, deci ca atare m-am axat pe Moldova, pe partea pe care nu o știu. Bun. Această carte în brălie costă 35 de lei. 35. Cine dorește, plătește 35 de lei și o ajută, are niște cărți aici. Dacă dorește, această carte e cu poezie. Poeziile doamnei Florica Bacichim, sunt mai puține, eu vă pot încheia citindu-vă una. Atât. Cea care dă titlu. Dar cele ale lui Părintelui, dacă doriți, caut una mai scurtă sau cele Părintele pe care să o citesc. Pentru că, sincer, neavând de făcut recenzie și fiind foarte ocupată, nu m-am băgat. Dacă Părintele îmi indică o poezie din acest volum, o citesc eu. Eu aleg poezia Floricăi, care dă titlul volumului.
este o metaforă, am găsit explicația proprie, este o metodă în psihoterapie, scaunul gol reprezintă o metodă de tratament, de psihoterapie, în care pacientul stă pe un scaun, iar pe celălalt scaun gol stă mine. Poate el să-și imagineze pe oricine pacientul, că e mama, că e tata, că e fiul, deci mine, oricine, că e un personaj simbolic, că e un înger protector, că e moartea. Eu citind cu atenție poeziile Floricăi, care sunt scurte, sunt melodioase, pot fi înțelese de oricine, indiferent de gradul de pregătire, de studii. Oricine citește câteva versuri, nu sunt lungi. Sunt simpatice și dramatice. Plângi și râzi. Această carte este scrisă când ea era știa că va muri, când moartea este iminentă. Eu cred și susțin, și nu mi s-a răspuns el, că este singura poetă română din lirica noastră care scrie o poezie bazată pe realitate, izvorâtă din disperarea că știe că moare, că moartea iminentă, disperarea că își lasă copiii mici, soțul singur, fiind o dragoste sinceră între ei, trainică, știe că ea va fi mama care își va părăsi pruncii în lumea de dincolo și se teme că soțul nu-i va putea continua activitatea de mamă. Eu știu că și mie mi-a fost greu să-mi cresc singură copilul. La un an și jumătate, Matei al meu a rămas fără tată. Tatăl lui era sociolog ziarist. Mi-a fost și mamă și tată. Credeți-mă că o femeie la 33 de ani, cu un salariu de profesor gradul 2, nu se descurcă cu o pensie de urmași de 300 de lei pe vremea aia, când salariul era în jur de 2000. Trebuia să muncesc, în plus dădeam meditații la greu, în particular mă duceam pe tot Bucureștiu, engleză, română, pentru cine dorea. Evident că furam, fraudam fiscul, că n-aveam ce să declar. Nu știam. Azi copilul era bolnav, bălălalt pleca, eu răceam, ne vedeam, erau vacanțe, ce să declar. Luam minimum, niciodată n-am condiționat pe nimeni, eram recomandată și apreciată de părinți și recomandat așa, din familie în familie. Am muncit mulți ani, ore multe în timpul meu liber, ca și părintele. Ca și părintele. Părintele și-a crescut copiii, angajându-se într-o a doua slujbă umilitoare, ca să poată crește 6 copii. Doamna Florica la 61 sau 62 de ani s-a dus, lăsându-l cu această povară și grea pentru un bărbat. Grea pentru, dar și pentru o femeie, să zic, e greu. La 33 de ani, singură, având o bunică de 80 și care își supraviețuiește soțul, foarte greu mi-a fost. Mi-am pierdut prieteni, n-am mai fost invitat, sunt grozitor. Am muncit, l-am crescut. În concluzie, cine dorește cartea, închei cu poezia care dă titlul, dar care este un simbol. V-am spus, pe scaunul gol, eu am ajuns la concluzia, studiind din punct de vedere al teoriei literaturii, din punct de vedere literar, această poezie. Prima se intitulează Nucul, dacă avem timp, știți că de obicei prima poezie e un volum, e important. Nucul este un simbol al morții. Știm că nu e bine să stai sub nuc, așa se spune ferința populară. Specializarea mea în facultate este folclor literar românesc. Diploma ursitoarele în folclorul literar, gradul 1 cu moartea ca mare călătorie. Trebuia să am doctoratul cu unta, cu domnul profesor Silviu Angelescu, dar din păcate a venit alt doctorant cu aceeași temă de la un profesor și am renunțat, pentru că eu n-am vrut altă lucrare. Mi s-a oferit o monografie și am renunțat. Închei spunând că mă numesc Neagoe după soț. Vasile Neagoe a murit în 91, fiind ziarist, sociolog de profesie, la 37 de ani. Iar Focșa mi-a păstrat numele pentru că bunicul meu, Gheorghe Focșa, a fost asistentul lui Gusti, sociolog,
etnograf, filozof și după ce am murit Gusti, i-a lucrat împreună la Muzeul Satului, mă rog, a fost dictat de cadru Muzeul Satului. Bunicul meu a făcut cea mai mare parte din muzeu, el a adus cele mai multe case și doamne acum somnul de veci, îngrijit de muzeograf, la biserica din Maramureș, din Dragomireș, dacă nu mai știu. Aia ciubuiată care este Maramureș, specifică emblema Muzeului Satului. Ca atare, eu am urmat, am fost influențată de dialogurile cu bunicul, am crescut în muzeu de mică și ca atare știu așa, mitologie, folclor, etc. Poezia de emblematică, scaunul gol, o citesc, dacă doriți și nu urcă-i scurta. Dacă părintele vrea să citească din poezia lui, din partea a doua una, încheiem. Scaunul gol dintre noi. Sunt noapă, văd fără ochiare. Poate ar fi fost un cuvânt sau o simplă atingere de mâini, dar scaunul gol dintre noi n-o prea. Mai mult decât hotarul dintre somn și adevăr. Poate ar fi fost un gest sau un drum spre visare, dar scaunul gol dintre noi ne durea mai mult decât mișcătura prietenului transformat în șarpe. Poate ar fi fost un sărut, dar fiecare aștepta ca celălalt să sfărâme scaunul gol dintre noi. Nu pot dacă dar ce trebuie să rețineți? Mai bine decât să vă citesc prima poezie, o citiți dumneavoastră. Ideea este următoarea, este originală, este unică, după părerea mea, în istoria literaturii române. Ea supraviețuiește fricii de moarte, își învinge frica de moarte, dialogul, ironia, cultura exhaustivă. Poeziile pot fi un amalgam de curente literare, inspirații din mari clasici, din mari poeți interbelici. Eu încadrez în neomodernism, dar are elemente de existențialism. Și scaunul gol poate fi în piese ultramoderne, existențialiste, un simbol de scenă. E folosit în decor. Deci, poezia este profundă. Dacă vrei să o înțelegi cu adevărat, te gândești ce înseamnă metafora. Dar poate fi și tăi de cel care nu știe ce înseamnă metafora. Sună bine, vocabularul este accesibil, motivele literare sunt eterne în toate stilurile, în toate epocile. Vă mulțumesc! Special și fac parte din programul nostru, aș vrea să, da? Să vedem cine preia din partea metaforului. Da, te rog. Speram să mă țină și puterile vocale. Dar am sunat-o ca vreo că mi se vrea cât și poate politicul să stau cu față pentru câteva și sunt fie tare față de ceilalți. Bună ziua, numele meu este Mirona Adelina Andreea. Pe Facebook, părintele mă cunoaște de mulți de ea și mulți alții dintre noi. Ceea ce vreau să puntez este că, așa ca o copilărie frumoasă și de suflet, interagul lui, își putem revința pe părintele timp ca și al nostru, pentru că este membru din corespondență al grupului de literatură și al metaforii comuniștene. Desigur, colaborarea cu dânsul a început în urmă cu prea mulți ani și asta s-a datorat domnului Leon Iacob, care este fondatorul grupului, însă pe care l-am pierdut odată cu pandemia de care am traversat-o toți. Aș vrea să-i fac câteva daruri părinilor, pentru că an de an, început cu urmă al treilea din antologia mea ta să te mai știe, dânsul a apărut în scrierile sale în antologie umană și m-am urmărat, desigur. A fost permanent un motiv de bucurie, de laudă, de mântuirea noastră. Cuvintele mele sunt încărcate de foarte multe emoții, așa că vreau doar să vă spun că astăzi o parte din membrii grupului se află alături de noi și
Și permit-mă ca să-l aviz pe domnul Constantin Țăranu, care este președinte de onoare al grupului nostru. Și aș vrea să... Domnul Octav Dospinescu, care este gravist și prozator. Vă rog. Suntem onorați și eu, în mod deosebit, mă simt foarte onorat că am plăcerea să fiu acum față în față cu părintele Nichie. Îmi permit colegul nostru de cenaclu, cu care am avut și controverse pe internet, dar constructive. Am apreciat calitatea scrisului domniei sale, despre partea teologică au vorbit cei în măsură. Eu, cum a spus colega mea, sunt epigramist, pregătisem câteva epigrame, dar vreau să le reduc și să le spun ca treme, nu epigrame. Și numai două am să citesc. Domnului Ichim, membru al Cenacului Metatului Pomăneșteni. În grupul nostru l-am primit, uite, asta a fost nava. Să ne vadă a venit tocmai din Canada. Și pentru cei aproape 10 milioane de români plecați afară, mulți de necazuri, de supărări, de greutăți, am zis totuși, poate nu este potrivit, dar trebuie să recunoaștem și părțile bune și părțile mai puțin bune. Am zis degradare morală. Ne lipsește omenia, ne-am pierdut-o an de an, că a ajuns azi România, o țară în extravilană. Și asta numai pentru cei plecați afară, pe care eu călătorind mult din plenătate, i-am simțit și i-am gustat, le-am gustat amărăciunea lor, dorul de țară. Toți acei plecați din țară, din ce cauză, nu contează, când se culcă în orice seară, plâng în pernă și ochează. Mulțumesc! Cunoscută de toți oamenii noștri în sat, din părinții de aici. Eu mă numesc Ionel Sam, sunt din Comănești, fac parte din Asociația Literaturii de Artă Metafore Comăneștene, am vârsta de 68 ani, când fac de ani de stui. Vă mulțumesc pentru această frumoasă cunire pe doază, vă mulțumesc de suflet. Sunt foarte, foarte mândru.
Urmează o serie de întrebări pentru părinți și am să citesc punctul 3.
Ne-am cercetat bine conștiința să vedem dacă asemenea lui Petru nu l-am negat și noi vreodată de Iisus Hristos. Oare nu ne-am temut vreodată să spunem că suntem creștini? Iată întrebări puse de o viețuitoare din America, care reflectă realitatea din societatea americană din acel an, dar care credem că e foarte de actuală și pentru noi. Oare nu am ascuns faptul că suntem creștini gândindu-ne că o să râdă de noi colegii de serviciu? Am văzut vreodată când cineva a făcut o glumă proastă de un sfânt, despre Dumnezeu sau despre credința creștină, își mai face vorba. Nu, doamna Puliță. Lui Mircea Platon de la Iași și Rudolf Crucem de la Comorbiri Literare. Aceasta este o carte, este o carte care ne învață pe noi, cei ce am rămas acasă, cum să rămânem acasă. Atunci, domnule domnului primar, adresez mulțumire pentru prezență și să dea Dumnezeu să ne vedem și la 80 de ani.